Iarăși vă salută învățătoarea Dimitriu Irina, continuăm copii, studiem poezia O carte de Constantin Dragomir, partea a doua, lecția a doua, da? Așa, copii, acum vreau să mă ajutați pentru a găsi răspuns la următoarea ghicitoare. Bufnicia înțeleaptă ține minte orice faptă, dar dacă vrea să te vadă, așteaptă noaptea să cadă. Ai ghicit despre cine sau despre ce este vorba? Așa. Corect, este vorba despre bufniță, Bufi, prietena noastră, prietena tuturor copiilor, a elevilor, a școlăriilor. De ce? Așa, corect, copii, bufnița este simbolul înțelepciunii. Cine poate să-mi spună de ce? Acum vreau să mă ajutați. Ce cunoașteți voi despre bufnițe? Tot ce știi despre bufnițe. Faceți o pauză pe filmuleț. Acum vin și eu cu unele informații, copii. În imagine vedem bufnițe, așa? Uitați-vă, copii, cât sunt ele de frumoase. Acum, e bine să știm că bufnițele au trei pleoape și ochii foarte mari. Fața bufnițelor este turtită. Ele nu pot roti capul de jur împrejur. Aud foarte bine de la distanțe mari. Să știți că în timpul zborului, aripile bufnițelor aproape că nu se aud. Ele mănâncă carne. Nu au dinți, de aceea își înghit prada, adică nu o rumegă. Și să știți, dragi copii, că nu toate bufnițele sunt nocturne, adică sunt bufnițe care pot fi văzute și în timpul zilei. Bravo! Iată, mă fac ceva interesant despre bufniță. Este simbolul înțelepciunii. Sunt sigură că toți elevii au ca exemplu bufnița, da? Bufi. Și în manuale ați văzut această pasăre frumoasă care ne îndeamnă să fim cum înțelepți, deștepți. Acum, dragi copii, haideți să trasăm corespondențe. Să unim fiecare expresie din coloana din stânga cu o expresie din coloana din dreapta. Fiți atenți, în coloana din stânga am expresiile. A vorbi ca la carte. A se pune pe carte, a nu ști carte, sunt expresii despre carte, despre cărți. Acum citim explicația din coloana din dreapta. A fi neînvățat, a se apuca serios de învățat, a vorbi ca un om învățat. Face o pauză pe filmuleț, citește încă o dată fiecare expresie și îmi spui cum putem trasa corespondența. Așa. A vorbi ca la carte. Ce înseamnă? Corect. A vorbi ca un om învățat. A se pune pe carte. Se are în vedere a se apuca serios de învățat. A nu ști carte, a fi neînvățat. Acum am să vă rog să spuneți și voi expresii despre carte sau despre cărți, dacă cunoașteți, desigur. Și ar fi bine aceste expresii să le învățăm, să le cunoaștem, pentru a le utiliza și noi în expresii, în vorbire, în propoziții. Bravo, dragi copii! Haideți acum să lucrăm independent la următoarea activitate. Eu spun una, tu mai multe, faci o pauză pe filmuleț. Așa, chiar am să te rog să scrii acest exercițiu pe caietul de clasă. O comoară, mai multe comori. Cum vor fi mai mult? O carte, mai multe, te gândești? Casă, neam, ram, pasăre. Faci o pauză pe filmuleț, poți continua după ce vei scrie frumos. Putem să continuăm. Acum, dragi copii, uitați-vă că sunt foarte curioasă. Cum se face o carte? Voi cunoașteți cum se face o carte? Cine poate să mă ajute? Cine îmi poate spune și mie cum se face o carte? Care este totuși drumul cărții? Așa, copii, uitați-vă că la această întrebare ne dă răspuns chiar scriitorul Grigore Vieru. Cu poezia Cum se face o carte? Da, copii, să știți că este așa o poezie foarte frumoasă. Cum se face o carte? De Grigore Vieru. Da,
Carte a fost copac prima oară. În zori tăietorii copacul doboară. Fabrica, uite, prischimbă tulpina în foile astea subțiri ca lumina. Nu dorm scriitorii noapte întreagă, pe tipografi sudoarea aleargă. Oh, cartea îmi are un iez care fragă. Uitați-vă, copii, ce poezie frumoasă despre carte, despre drumul cărții. Ce aflăm din această poezie? Haideți să o citim încă o dată, câte un vers, câte două versuri, așa, și să explicăm prin imagini totodată. Da, cartea a fost copac prima oară. Corect, așa, din ce se face o carte? Este nevoie de copaci, de lemn, așa. În zori tăietorii copacul doboară. Acest lemn este tăiat. Apoi, unde ajunge lemnul? La fabrică, unde este prelucrat. Fabrica, uite, preschimbă tulpina. Ce înseamnă preschimbă? Adică o prelucrează. A fost tulpină. Vedem și în imagini. Uitați-vă pe parcurs cum este modificată, da? Preschimbată. Fabrica, uite, preschimbă tulpina în foile astea subțiri ca lumina. Și ați observat, copii, că avem în ziua de astăzi foi, hârtie de diferită grosime, așa, și diferite culori. În ce este transformată hârtia, da? Copacul în ce este transformat? În manuale, cărți, reviste, jurnale. Așa, sunt foarte, foarte multe idei. Nu dorm scriitorii noapte întreagă. Corect. Ce fac scriitorii? Înșiră pe hârtie idei, capodopere, așa, versuri, texte, lucruri minunate. Tipografia, ce face? Lucrează zi și noapte pentru a lega frumos aceste gânduri ale poeților, ale lega, ale uni frumos în cărți, atât de îndrăgite de copii. Ca în final să avem în față, la bibliotecă, acasă, la școală, ce? O carte ce are miez ca de fragă. Uitați-vă, copii, acesta este drumul cărții. Am să te rog acum să faci o pauză pe filmuleț și să încerci să alcătuiește o mică povestire. Care este drumul cărții? Haideți cu toții împreună, faceți o pauză și aveți o discuție. Care este drumul cărții? De unde a pornit? Așa, sunt sigură că toți elevii au avut o discuție frumoasă. Acum, dragi copii, e bine să știm că avem cărți de diferite dimensiuni. Ați văzut și voi, aveți în biblioteca voastră personală. Cărți mai mari, cărți mai mici. Acum vă prezint câteva curiozități. Ce puteți vedea în aceste imagini? Cărți foarte mici. Se spune, dragi copii, că cea mai mică carte din lume are aproape un centimetru în lungime și lățime. Are 30 de pagini și 3 ilustrate culori. După cum vedem și în aceste imagini, sunt cărți foarte, foarte mici. Însă avem și cărți foarte mari. Se spune că cea mai mare carte din lume are înălțimea de 5 metri și ar avea 420 de pagini. Uitați-vă, copii, și în aceste imagini, da? Cât sunt de mari aceste cărți. Și să știți, dragi copii, că cărțile nu au existat din totdeauna. Așa, se mai păstrează și astăzi cărți foarte, foarte vechi. Și în fiecare an apar cărți noi. De aceea, copii, este bine ca să păstrăm cărțile vechi, din care au citit, au învățat bunicii, părinții voștri. Voi, la rândul vostru, veți crește și ar fi bine să păstrați cărțile de pe care acum studiați, învățați.
Bravo, dragi copii, uitați-vă, am aflat ceva interesant, curiozități. Acum, haideți împreună să identificăm, să găsim în poezie, în poezia o carte, să găsim câteva cuvinte formate din două silabe și cuvinte formate din trei silabe. Cine mă ajută? Ai nevoie să faci o pauză pe filmuleț? Găsește, de exemplu, 4-5 cuvinte din două silabe și tot atâtea cuvinte din trei silabe. Putem să verificăm? Așa, spre exemplu, cuvinte formate din două silabe. Carte, neamuri, rară, crește. Cuvinte formate din trei silabe. Comoară, poveste, citește, omenia. Sunt sigură că tu ai alte cuvinte. Am să te rog să dai citire. Ce cuvinte ai identificat tu? Acum, dragi copii, fiți atenți, am pentru voi o ghicitoare. În bibliotecă îl vezi mereu și îți dă cărți pe gustul tău. Cărțile nu sunt un dar, căci le dă un... Corect, un bibliotecar. Așa, copii, vreau acum să-mi spuneți, ați fost vreodată la bibliotecă? Care este rolul bibliotecarului? Ce facem noi la bibliotecă? Împrumutăm așa cărțile, nu sunt ale noastre, le luăm cu împrumut. Ce să facem? Să le citim, nu doar să privim ilustratele, imagine, dar să le citim și în termenii stabiliți, după câteva zile, săptămâni, ce facem? Ne ducem înapoi la bibliotecă. Acum, dragi copii, am să vin cu unele imagini ce reprezintă biblioteci din diferite țări. Așa, uitați-vă, copiii se referă la acele biblioteci foarte impunătoare, mari, așa. Biblioteci publice unde oamenii vin și au cărți, desigur, citesc, unde sunt și spații pentru lectură. Uitați-vă cât sunt de frumoase, da? Sunt și biblioteci moderne. Sunt foarte, foarte multe cărți în aceste biblioteci și... Copii, să știți că se organizează, se amenajează biblioteci și în aer liber. Ce înseamnă în aer liber? Corect, în parcuri. Uitați-vă în aceste imagini, de exemplu. Biblioteci în aer liber. Am plecat în parc la plimbare. Și, de ce nu? Ne-am așezat frumos pe o bancă, am luat o carte, am citit, am pus-o la loc. Uitați-vă cât de frumos. Da? În imagini, biblioteci în aer liber. Cât de frumos, așa, m-aș duce și eu acolo să citesc. De ce? Acum, copii, haideți împreună să formăm familia cuvântului carte. Să alcătuim familia cuvântului carte. Faci o pauză pe filmuleț și aștept să vii cu multe idei care cuvinte ar fi potrivite, da? Sunt sigură că am găsit cât mai multe cuvinte. De exemplu, cărticică, încă, cărțulie, încă, cărturar. Dacă ai și alte cuvinte, te rog de citire. Copii, fiindcă astăzi am citit poezia o carte, am discutat despre rolul cărților, așa, care este menirea cărților, am să te rog pentru acasă să o memorizezi. Memorizăm poezia o carte. Acum, copii, spre finalul lecțiilor, haideți să continuăm gândul, da? Astăzi am învățat. Ce ai învățat tu astăzi la lecția de limba română? Am înțeles că cartea mea preferată este... Faci o pauză pe filmuleț și dă răspunsul sau continuă gândurile. Ce am învățat astăzi la lecție? Ne amintim la ambele lecții. Ce ai înțeles despre rolul cărților? Cum se păstrează o carte? Care este drumul cărții? Așa. Și care este cartea ta preferată? Am să te rog ca data viitoare să prezinți colegilor de clasă cartea ta preferată și să ne vorbești de ce anume îți place această carte. Ce te-a frapat? Personajele? Întâmplările? De ce nu? Ai o discuție data viitoare cu colegii, învățătoare, părinții, de ce nu? Bravo, dragi copii! La finalul lecției
eu vin cu un citat scris de Mihai Eminescu, care ne spune, uitați-vă cât de frumos, citește. Numai citind mereu, creierul tău va deveni un laborator nesfârșit de idei și imagini. Iată, copii, cât de frumos. Să știți, dragi copii, că a citi este o mândrie. A citi este o plăcere. De aceea vă îndemn pe toți să citiți. Eu vă zic pe curând!